Azi că e timpul să jucăm pe contul secundar. Măcar învățăm pe contul secundar cum se joacă, așa că o să facem tutorial până în platină, maxim, că practic suntem aproape platină pe contul secundar. Și m-am jucat doar Astral. Doar Astral. Atat troll am făcut cu Astralie ăștia. În ultimul timp parcă doar build-ul ăsta mai știu să joc. Nici măcar nu mă duc cu meta-ul cu Astral. De data asta o să jucăm cel mai probabil meta-ul cu Astral. Adică cu Bruiser și cu Varus Carry. Noi mergem în Astral simpli. Și tot e pe win-uri. Și avem nevoie de un cost secundar, că altfel nu n-am când să explic anumite chestii. Sunt prea concentrat asupra match-ului și nu pot să explic absolut nimic. Aș vrea să explic cum nu ne găsește match, dar aia sunt detalii. Să avem până 5 minute, tot ne găsește match, nu? În video e acapă, tăiem, punem aici, chiar mai departe. Finally, 6 minute, nici nu e mult. Ești nebun, abia așteptam să ne bagem în primul match. Ce mai probabil să avem Kainami și platină, pentru că am urcat foarte fast, exact ce ziceam. Deci, practic, nivelul e de platină. Deci, nu foarte mult peste nivelul nostru, fiind că suntem Diamond. Și Diamond 4 momentan, că prea frumoși dragonii ăștia. Așa că, practic, suntem la divizia noastră. Oricum mai dau, suntem la divizia noastră. Nu e Yasuo, dar săpăm gropi. Ce poate să fie mai frumos decât să le săpăm o groapă? Exact, nimic. Abia aștept, deci se joacă în Varus. Meta, frumos. Ca boierii, vă învăț să jucați și meta Varus, că de ce nu? Și învăț mici trucuri. Nu știu cât de mult o să mai meargă Metavaros, pentru că, ce să vezi, cred că ieri s-a schimbat update-ul, având în vedere că noi să postăm treaba asta miercuri. Deci, nu încercați ce jucăm noi acum, dacă nu e meta. Voi luați în considerare ce vrem noi să zic, adică cum să faceți level, cum să economisiți bani, chestia asta mai basic. Că e tutorial de începător, nu facem noi 5 tutorial. E de asta de player noi, cam minimum de cunoștință care ar trebui să știi odată ce apuci de acest fericit joc. În primul rând, să începe cu item de heal, nu mă băgați în seamă. Că am avut exact ce ziceam, e oboseală, e 4 dimineața. S-a luat rod. E bun și rod. Cu itemul de heal să începe, pentru că poți să faci Sunfire Cape, poți să faci Warmog și ajută foarte mult în early ca să câștigi. Și ai nevoie de niște win în early. Ajungi mai departe, să săpăm gropi. Bun. Avem un locket. Dacă dorim până acum. Ok, perfect, ce avem nevoie. Ezrealul și Skarner. Deja n-ar trebui să vă luați ca mie, gen ce jucați de la început, dar ne permitem. În mod normal, pe voi vă interesează cel mai mult, să țineți cât de multe unități posibile ca să vedeți mai în mid, cam în mid ar trebui să știți ce și cum mergeți. Nici într-un caz în early. Două roduri. Bun early. Să nu mai văd. My God. Deci, da. Avem un start rău. Trebuie să ne dea acum niște gold. Sau campion de 3. Un Varus n-ar străca cu unii la way. Să mă piciorul dacă nu. Șanse să avem să pice așa ceva. Și să vedem augmentul, că nu știu în ce mergem. Dar nu prea văd posibilitatea cu ce m-am gândit eu prima dată. Târziu. Campionii de 3 primesc un mini. Ba, pot să luăm itemul lor. Deși campionii 3 era drăguț. Nice. Gold collector.
unul dintre cele mai buni iteme. Itemul urn elegant. Deci, începem cu prima chestie. În 2.1, adică la primul fight, ar fi bine să aveți level 4. Dacă nu vă duceți în ceva ca Ezreal, ceea ce e posibil să fie din nou meta, nu știu sigur, dar Ezreal de 3 cu ăsta, cum zice, cu Jade-ul. Ei faceți cu Leona de 3, cu Tari de 3, cu... Presupun că știți meta-ul, marea majoritate dintre voi, că l-ați văzut până acum, cred că din 11 milioane, că s-au focusat un picuț în early-ul game-ului. Dar zice că nu știți, da? În teorie, dacă trebuie să faceți unități de stage 1, de level 3, adică trebuie să stați în level mic, nu faceți level 4 în 2.1, stați la level 3, dar... Dacă sunteți în modul standard, adică level 7 sau 8 și după aia roluri, 2.1, senzațional. Există 3 tipuri de build-uri pe care vă puteți duce. De fapt 4. Primul ar fi standard. 2 gold, drăguț. Primul ar fi standard, al doilea ar fi hyper roll, atunci când n-are sens să-ți faci level niciodată. Pentru că ideea ar fi să îți pui unitățile cum trebuie. Ok. Avem standard, avem hyper roll, avem fast level 8. Momentul ăla în care faci level 8 ca să cauți unități, nu știu cum ar fi Aoshin sau iară la Jade, la Dragonul de pe Jade, la Shifan. E același lucru, e fast level 8 ca să găsești ușor, mai ușor unitățile. La Xayah cu Talon e aceeași lucrare. Și avem și level 7 slow roll, adică exact ce vrem noi să jucăm match-ul ăsta cu Varus Carry sau Olaf. Și în Olaf tot e genul ăsta, în care la level 7 îți găsești unitățile tale, unitățile tale îți de level 3. Atunci când vrei să faci carry o unitate de level de stage 3, nu level, de stage 3, adică cum e Olaf, cum e Varus, ca unități, cum e Ryze-ul, cel mai bine e să mergeți până la level 7 și acolo să stați în gold pe roluri minime. Că oricum unitățile respective se vor face la un moment dat. Depinde, evident, de la match la match și cât HP ai. Nu poți să te duci oricum. Trebuie să te gândești un pic și la HP-ul pe care l-ai. Dar nu fiecare match HP-ul ăla contează chiar atât de mult. Trebuie să vezi cam care ți sunt amici în cazul... De față, te mai uiți la ăștia, mai vezi poziția, deja știu că versus 4 oameni de aici pierdem lejer. Deci, practic, nici n-ai rost să ne agățăm de winstreak-uri. Mergem pe loser-uri, ca boierii. Băiatul ăsta, în schimb, nu știu ce am sesizat că erau 5 unități și acum văd 4. Poate mi s-o părut, dar oricum văd că ne bate frumos și lejer. Dar minus o unitate, deci perfect. Și standard, am uitat să zic standard, așa? Am zis de... Eu n-am zis standard. Că ziceam că erau 4, nu? Aveți și standard, adică modul normal de joc. Eu chiar standard o să vă învăț cum să faceți level up. Că doar standard cred că pot, habar n-am ce vreau să-mi uit aici. E ciudat rău. Nevermind. Am văzut regiunile la eu. Eram concentrat la altceva. E ok. Nu e o problemă. De asta trebuie înainte de rotație să gândești ce vrei să ții în timpul lor. Dar nu e cel mai rău. Mai ales că mi-o pica și ce aveam nevoie. Și practic Varus-ul n-are momentan niciun item, dar avem ceva pe el, ok. Itemul de pe Olaf să vă muta pe Varus, deci mai scădem de un item de pe Varus. Nu să fie cum îl facem de obicei, totuși colectorul e colector. Trebuie apreciat. Avem nevoie să facem astral. Deci, 2.5, da? Deci 2.1 avem level 4, 2.5 avem level 5. Ăsta e modul standard de a juca. Nu contează cam cât gold dai, cum stai, ăsta e modul standard. Aici își face marea majoritate level 5, în 2.1 marea majoritate level 4.
dacă nu vrei să rămâi în minoritate de campioni și să vă bateți 4 versus 3 campioni și să, na, să pierzi până la urmă, cel mai bine e să îți faci levelul standard. Evident, din nou, dacă nu te duci pe Metaur cu campioni mici, adică pe Metaur tip Hyper Roll. Creați Metaur cu campioni mici, Hyper Roll-ul. Când nu-ți faci mai mult de level 6, doar pentru că ai nevoie de unități de stagiu 1. Și joci în 50 gold și unități de stagiu 1 până le faci de level 3 și îți fac ele carry. Dar ăla e un picuț mai risky. Ăla, dacă nu e meta, nu prea are sens să joci cu unități de 1. În situația aia, dacă nu e meta, pentru că n-ai foarte mare șansă de reușită. Și dacă e meta, nu o să fii singur care joacă cu campioni de stagiu 1, pentru că și eu sunt unul dintre cazuri și mulți alții că-s destul de OP. Adică să nu fie nevoie să faci level, te ajută foarte mult. Să trebuiască doar să, nu știu, să faci un level 6 random, adică în 3.2, din nou standard, să faci level 6. Și dacă îți faci în 3.2 standard level 6, să ai unitățile alea, e senzațional. Dar poți la fel de bine să ai level 5 doar acolo. Și să ai unitățile carry și din nou să se care la fel de bine. Bun. Avem Twitch, avem cam tot ce intre momentan. Mi trebuie două iteme de speed. Jale. Și cam atâta. Nu se merită să facem nimic cu gold decât să păstrăm. În teorie un astral mi-ar fi fost mai bun, că mi-era mai ușor de făcut chestii, dar nu e o problemă foarte gravă dacă noi avem. Rămânem în 30 gold, perfect. Și primul item de speed, nice. Bine. Cel mai probabil să jucăm la lucketuri, dacă mai pică un rod. Nu știu cele mai rare iteme. Mai ales în momentul când ai, ca în cazul nostru, 4 frontliner, adică o să avem 4 bruiser în front și practic toți 4 cu locket pe ei nu sună rău deloc. Varus ar trebui să facă deja un minim de carry. Deci nice. BF-ul ăsta îl păstrăm ca să punem un giant. Slayer și cam atâta. Bun, vine 3.2 din nou. Nu contează ce banc ai. Modul standard înseamnă că la 3.2 marea majoritate dintre playeri o să aibă level 6. Nu vrei să rămâi inferior în ceea ce privește levelul. Pentru că dacă ei au level 6, le pică mai ușor campioni de stage 4. Băiatul ăsta a avut un pic de noroc din cauza că cel mai probabil i-a picat chestia aia cu dragonul. Gen orbul de dragon la pietre. I-a pus mâna pe un dragon. Și că tot vorbeam, în diviziile mari, nu știu ce, în momentul ăsta, până în 3.3, adică gen 3.4, adică la rotație, cum ar veni, sau după sau înainte de rotație, să face level 7 instantaneu cu 0 gold. Aia mă nidumerește complet. Ok, chestia asta e super OP, dar o să încercăm o chestie de aici. Speed pe 2.2, e perfect. Pentru ce vrem noi să jucăm. Pentru că practic noi avem 8 unități, 2 le ținem pe parte, 2 pe alta, 4 pe mijloc. Dacă punem o linie între ei, o să fie toată lumea happy. Să zicem așa, o să aibă toată lumea ce are nevoie. Facem level exact de cât avem nevoie și mai punem doar o unitate în plus. Avem 30 gol, nu trebuie să facem absolut nimic. Din nou, ar fi frumos dacă am avea astral, pentru că ne-ar fi mult mai ușor să găsim Varusul. Dar pe noi ne interesează, e campion de 3, de level 3, ne permite, de stagiu 3, ne permite HP-ul să ne facem 50 gold, să mergem în level 7 și acolo să jucăm easy, ușor. Nu trebuie să facem level mai mare. Să jucăm pur și simplu. În condițiile în care începem să ne luăm bătaie, o să facem unitățile de level 2. Dacă ne luăm bătaie gravă, am că ne bate câte un player, mai ales băiatul ăsta că e full win-uri, n-are sens. E și un level peste noi,
argumenturile mai bune momentan decât ce avem noi. Și cred că și mirajul ar trebui să fie un picuț mai drăguț. Ok, și avem Nidale. Exact ce-mi trebuia. În sfârșit avem și noi Astralii 3.3. E chiar cel mai bun punct pentru Astral. Dar el trebuia. Bun, să vedem. Avem 4 Warrior, da? Băiatul ăsta cu mirajul îi dă attack speed. De acolo și win-urile, s-a înțeles. Avem un Trash. Trage Twitch-ul. Și aici să joacă un... Deja l-are pe micul Galio. Ok. Ne-am uitat peste toți. Dar n-am văzut legendare. Deci avem level up, avem încă un level up, B-ul. Mamă, gold. Ăsta e problematic. Ok, sunt 3 care nu le poți da stun. Și băiatul de pe ultimul loc nu știu ce și-o ales din trade-uri. Dar pare ok. Varusul nostru face foarte mult damage. Perfect. Goldul ni-l luăm. Senzațional. Dacă vrem să câștigăm în condiția noastră, trebuie doar să-l facem pe Varus de 2. Nu e... Dar ce are pe el e ok. Ne trebuie itemul de speed. Dar... Cred că o să ne gândim să luăm și un item de tank. Sau... Aparent... S-a lăsat itemul de speed pentru Giant Slayer. E foarte bine versus tankuri să joci Giant Slayer. E extrem de bun itemul. Chiar dacă itemele nu sunt neapărat meta pentru campionul tău, nimeni nu se gândește că o să prinzi Gold Collector ca să pui pe campionul tău. Și nu trebuie să iei neapărat timpul după meta. La fel ca și Giant Slayer. Nimeni nu știe versus ce animale de tankuri o să dai. Iar acum... Având în vedere ce animale de tankuri o să fie, adică deja avem un dragon aici și un dragon din coace, băiețăși o să aibă un pic de HP mai mult decât necesar. Bun. Continuăm aventura. De la 3.2 ne-am făcut 6-le și în teorie la 4.1 ai 7-le, la 5.1 ai 8-ul. Deci acolo clar trebuie să le ai. Nu mai contează cât gold ai, în mod normal trebuie să le ai. Dar poți și pune în 4.2 sau, dacă te joci standard, level 7, în 4.5 după rotație, dacă reușești să-ți faci la fel de ok. Nu e o problemă. Dacă îți faci level 7. Dar doar dacă te joci în campion 2-3. Îți faci acolo level 7, adică gen joci încă în resursă. Ca să faci rolul, nu știu, să zicem joci la Tristana, de exemplu. 4.3, 4.3, 4.5 maxim, e zona care încă te poți duce. Ca să faci level 7. În condițiile noastre pentru Varus, level 7 foarte early și după aia stăm pe el. Nu facem absolut nimic. Dacă ne uităm un picuț la HP, suntem super bine pe HP. Augmentul ăsta e foarte bun pentru că ne ajută unitățile. Nu e un augment ca, nu știu, să zicem level up-ul, gen, e doar o resursă. În cazul nostru ne ajută unitățile instant, ceea ce înseamnă că avem avantaj. Exact ca băiatul ăsta. Avem avantaj la unități, chiar dacă unitățile noastre nu sunt de level atât de mare, o să facă mai multă treabă decât celelalte unități care au, nu știu, level 10, de exemplu. Că ea perfecționează în level și în chestiile mai mari. În dragoni, în altceva. Și dacă încă nu iau, mai bun noi. Băiatul ăsta momentan încă ne-a rupt. E destul de greu mirajul. E bătut. Chiar și 2 miraj aparent. Are 4 armog. Nu, 4 warrior. Da. Zale. Și sunt 2 oameni pe winstreak-uri. Unul care văd că nu mai vrea să cedeze winstreak-urile. Și băiatul ăsta la alt. Perfect. Facem level 7. Iar de aici suntem liberi. Dacă avem sub 50 gold, te poți duce până în 30. Deci dacă avem sub 50 HP, te poți duce până în 30 gold. Cam aia ar fi o idee. Ca să-ți faci Varusul. Pentru că Varusul în momentul ăsta pică foarte ușor. Sau în general unitățile. Iar level 7 ar trebui să-ți dea foarte ușor unitățile de stagiu 3.
Bun. Ia să vedem. Asta se păstrează. Varusul e 2, perfect. Avem și Ilaoiu, mai avem un Varus. Ne pică nu doar din cauza că avem Astral, exact cum ziceam, ne pică și din cauza că o ducem bine pe ăsta. Perfect. Și, evident, Xayah. Nice. O să punem din nou, nu contează aici, 40, 50 și tot acolo. Puneți unitățile de care ai nevoie. Iar în momentul ăsta suntem huge. Avem Varusul de 2, care face foarte multe. Avem 4 Shift Shot, care face foarte multe. Băiatul ăsta e vechi cu level 7. Încă n-avem treabă și e 0 gold. Dar suntem cu mult peste. În ceea ce privesc resursele. Resursele pe noi încă ne ajută. În cazul lui, e aici doar în jos poți să ai. În momentul când o să pierdă versus noi odată, nu o să mai aibă cum să recupereze. Noi putem încă, avem resursă. Țineți de resursă cât de mult puteți. Cea mai bună chestie, să avem tankuri cât trebuie. Perfect. Un Varus în plus, o să avem și chestia asta în plus. Am putea pune un locket, dar cel mai probabil o să punem chestia asta. Și lăsăm 2 cu 2. Și frontul, bun. Avem un Shen. Aici putem să o luăm în jos dacă vrem, dar o să vindem Ezrealul. Ca să facem 50 gold în condițiile în care în continuare pierdem. Dar dacă pierdem și următoarea rundă, trebuie neapărat să mergem până în 30 HP. Și până în 30 gold și n-aș cam vrea să-mi pierd resursele încă. Că nu n-are sens să le pierdem momentan. Că simt clar mai bun decât inamicul, numai că na. Mai puțin HP nu prea ne dă de ales. Ca să nu ne scoate instantaneu. Mamă, bine pe viața, argumentul ăsta n-a fost cel mai rău. Drăguț. Frumos, frumos. Și cel mai important, ne menținem. Ne menținem pe linie. Să nu ajungem în 30 HP. Aia e tot ce m-ar interesa. Și poate în 30 încă mai tragem cu ochiul dacă m-a bătut doar un singur player, dar mai jos nu cred că mai avem cum. Cred că aici îl luăm pe Varus de 3. Să consum un pic de gold, îl simt pe Varus. Asta am vrut să văd. Perfect. Alte unități nu prea avem nevoie. E bine, acum știm sigur că nu mai avem treabă cu el. După ce ai Varus de 3, ideea ar fi să ai și la OI de 3. Adică să-ți pui restul de unități până să-ți faci echipa full, că echipa full de obicei se face la level 8, adică echipa standard pe care trebuie să o ai e level 8. Nu te lași în level 7 pentru că nu prea ai așa multe chestii e făcut la 7, mai ales acum când se joacă la dragoni, nici unități nu ai ce să pui la level 7. Bun. În teorie, o să mai facem încă un carry, ca să avem 2. O să facem și pe Xayah. Și acum, odată ce avem Varusul, Ilaoiu e aproape făcut, pe noi ne interesează Ornu și Xayah. Sunt campioni de stagiul 4, ceea ce înseamnă că îi găsim mult mai ușor la level 8. Da? Deci, practic, următoarea noastră țintă e să facem level 8. Ca să găsim cele două unități, ca să avem un tank în plus și un carry în plus. Ne mai uităm din când în când pe inamici, vedem aici că e problemă de trash, vedem că e a doua problemă de trash deja. Carry-ul e trepus aici și primul loc are dragoni.
Dragonii nu o să fie o problemă, că avem colectorul, care e true damage, ok? Dar, șifonul lui băiatul ăsta e o problemă mare. Pentru că e posibil să ne dea daună, chiar dacă avem Varus de 3. Și dacă se întâmplă asta, versus ăsta și versus și cu toate resursele, cred că nu mai avem ce recupera. Dar, nu o să ne întâlnim cu el o perioadă de acum. Deci, ok. O, 34. Pretty nice. Mai lăsăm să pierdem una. Păi ăștia doi vindem ca să rămânem în 40. Cea mai bună afacere. Și acum să vedem. Ok. Nu mă așteptam să pierdem versus ceva. E destul de interesant. Băiatul ăsta. Nu mă așteptam să facă cineva oricum dragonul atât de rapid de 2. E unul dintre băieții mari, o să fie pe winstreak-uri. Și dacă ne uităm versus toată lumea, ar trebui să fim ok. Momentan. Chiar și versus băiatul ăsta, pă, nu mai suntem ok. Are deja Yasuo? E posibil ca și acest băiat să fie la fel o problemă. 30 gol cu Yasuo, drăguț. Dar nu ne creează probleme. Sa? Nici măcar pe el nu-l batem. A, acum apare o mică problemă. Acum chiar apare o mică problemă, pentru că nu mai avem de ales decât să ne consumăm marea majoritate în gold. Și nu prea am vrut asta. O să mai facem un item pe aici. Și în front facem ceva simplist. Bun. Ne facem level 8. Și ideea ar fi că asta e ultima mea viață, să zicem, adică dacă pierdem acum, am pierdut de tot. Deci, practic, facem un consum de tot gold-ul pentru a găsi Oxaia și un or de 2. Plus, evident, băiatul ăsta de level 3. E ultima opțiune. Deja level 8 am făcut, exact ce ne-am dorit noi. Dacă încercam să facem roll-uri, cel mai probabil am fi câștigat versus ei, dar n-am fi reușit să completăm build-ul. Acum suntem foarte puternici. Și practic doar ceva extrem de mare mi-ar mai putea doborâ. N-am făcut din păcate băiatul ăsta de 2. Ok. Să vedem următorii 3 playeri. Băiatul ăsta e o problemă. Băiatul ăsta e ok. Și cealaltă, copilul dragon, n-avem treabă. Ok. Super nice. Versus ce trebuie să ne batem, facem un mic schimb. Punem Varus pe... destul de rău schimbul. Xayah trebuie să stai mai aproape. Nu mă așteptam să fie acest dinamicul meu. Credeam că să ne batem versus dragon din aia 3. E ok. Am prins la mai mare unitate pe Shifon, deci practic tot a fost win pentru noi mutarea asta. Deși la prima vedere o părut destul de slabă. Nice. Collectorul ne face gold-ul înapoi. Nici măcar nu suferim lipsa gold-ului aparent. Și avem și ornul de 2. Ultima dată de orn, ce trebuie de fiecare dată. Ne uităm un picuț, băiatul ăsta e o problemă. Băiatul ăsta n-are cum să ne mai dai odată, deci cu el n-avem treabă. Deci, practic, acum trebuie să vină ori dragon, ori băiatul ăsta. Asta deja ne-am înțeles cu el odată. Nu mai are ce căuta a doua oară, deși o să mutim un picuț de cuiana lui, când o să avem din infruta cu el. Sau? Aparent, mi l-a dat foarte rapid pe acesta. Cum? N-am calculat bine iară. E posibil noi de la această mică oboseală să nu fi calculat, dar aparent îl batem, îl uscăm. Nice. Are de unde să-și revin oricum. Noi nu mai avem de unde să ne revenim acum. Trebuie să strângem din nou gold pentru un corundă când va fi, dacă va fi, să pierdem.
De aici ne-ar interesa level 9, ca să mai punem un Rage Wing maxim. Rage Wing, Warrior, un Bard care e foarte bine, Soraka ca să nu murim instantaneu. Dragon, e deja știu pe ce poziție-s. Băiatul ăsta e... Uite, îți doi de așa? Nu, e doar unul. Și pe primul loc, nici nu știam că e pe primul loc. Ok. Băiatul ăsta e cel mai problematic versus noi. Cu Yasuo și cu Yone. Pentru că deși nu prea au HP, rămân în viață. Cu unitățile și nu-mi dau seama cum. Adică e uneori ăla încă e still alive. Ah, gata, știu. E la itemul din buff și armură. Foarte bun item. Dacă vrei ca unitatea ta să scaleze în timp. Ok. Dar în momentul ăsta avem din nou două vieți. Pentru că ne-am bătut cu toată lumea. Deja știm potențialul lor. Și chiar dacă o să ne bată cineva, unul dintre ei, nu o să ne dea atât damage cât să ne scoată. Aia e partea bună. Ok, văd un infinit aici și mă uit simpatic. Mamă, super nice. Și ce Quicksilver-ul ăla era super fine, dar nu prea avem versus ce să folosim Quicksilver. Probabil asta e o problemă, dar în rest e ok. N-avem mari probleme. Ok, reduce un pic numărul. Deci avem dragon din nou sau... Încă un șifon simplă. La șifon simplă am văzut că poziția asta e foarte bună. Iar dacă vine dragonul, poziția asta e la fel de bună. Că pentru el am făcut poziția asta până la urmă, ca să aia să tragă extrem de easy tot. Opa. Stai așa că inamicul meu s-a gândit la altceva. Ne bate cu clona. Clona nu e la fel de puternică, e ok. Suntem în 5.5. Deja avem level 8 standard. Da, exact standard l-am făcut, dacă vă uitați, în 5.1 mi-am făcut level 8 aparent. Mă uit un pic în spate, văd că am 6 XP pe plus. Deci e bine. Nu tot timpul îmi amintesc să vă spun, dar interesant e că mi-a intrat în instinct să fac, că înainte nu făceam, am descoperit târziu cum ar fi modul standard după câteva mici play-uri. Cam din sezonul 1, în care sesizam că la level 6 sunt mulți playeri și eu am fost unul dintre ei care, nu știu, să pierd pe la level 7 sau să pierd pe la level 6 și nu-ți mai fac level up. Și rămân în urmă cu levelul față de restul playerilor. Însă ai și playeri de level 9 ca băiatul ăsta, dar level 9 e doar din cauza că are un șifon și îl poate căra un picuț, dar n-are unități care să-i facă carry. În afară de șifon, nu are altceva, adică restul să distrug foarte rapid. Deci n-are niciun tank, n-are nimica. Nu prea recomandat așa level 9 fast. Băiatul cu dragoni destul de OP. Nu mă așteptam să fie chiar atât de. A, dai, e original, am crezut că e clona. Nu, e foarte slab. I-am crezut pentru o secundă chiar că e clona, dar apare nu e clona. Ok, și în teorie în 6.1 ar trebui level 9, dar la level 9 nu se mai discut acolo, îi doar de gust dacă mai fac sau nu level 9. În cazul nostru, Rage Wing-ul ar fi foarte bun, Warrior-ul nu la fel de bun, tankuri deja avem, nu ne mai trebuie, probabil un Bard ca să dea stamp pe multe unități și să ne fie mai ușor să găsim Xayah și Ornn, pentru că da, Bardul ne dă mai multe șanse la epice și legendare. Iar până epicele ne interesează. Dar în rest, nimic altceva. Nu prea avem interes. Bun. Ultimii 4, acum ne arată fix un singur player. Un singur inamic problemă și vedem aici. Ok, băiatul ăsta nu e o problemă chiar deloc. La cum și în situația, putem să facem oricând level 9. Ideal ar fi, oricum avem 23 gold, o să mai stăm o rundă. Ne permite jocul.
Mamă, ce item mi-a pus pe Daija. Folosesc chestia asta de apăsat de două ori pe campion ca să nu vadă inamicul că îl urmăriți. Gen, dacă el nu vede, să gândești și cel mai probabil că nu v-ați uitat la el, n-ați avut timp. Nu e aparat toți, dar în low elo tot timpul se întâmplă și poziționarea contează foarte mult a unităților. În cazul nostru știm că poziția asta îi bate poziția lui pentru că nu și-o schimbat-o deloc. E două stagi în coace. Și e platină. Mă așteptam să joace ceva ca jucător de platină, dar my bad. Așteptări prea mari. Bun, suntem în continuare pe win streak-uri. Băiatul ăsta știm deja că nu ne creează niciun fel de probleme. Ia sau de 2. M-am răzgândit în privința ceea ce am zis. Îi dăm rush. Găsim bardul. Punem bardul. Și cam atât ar fi. Avem și Shivan. Schimbăm poziția lui Varus. Și Alexaia. Am crezut că e pe IG2. Pentru o secundă am crezut că s-a anunțat GG și nici măcar n-am știut, dar aparent e ok. Sai a murit de Varus, perfect. Da, și runda e noastră, l-am scos afară. Nu mai are unități cu care să facă carry, Sai noastră îl bate. Bun. Skarner în mod normal nu ne-a mai interesat. Odată ce ai level 8, n-ar mai trebui să se intereseze campion de stagiu 1. Sincer, deci nu vă concentrați să faceți un campion de stagiu 1 odată ce aveți level 8. Să-l faceți de 3 pentru că n-are niciun sens. Sau să dați roluri ca să aveți măcar un campion. Pică extrem de greu, aveți foarte mici șanse în cazul nostru. Bine, noi și avem level 9, avem 700 șanse, dar cred că e 15% șansă pentru... Opa, ok. Culmea, poziția lui e perfect cu poziția noastră. Suntem în avantaj în poziția asta. Nu știu dacă o sesiza că am schimbat Varusul cu Xayah. Xayah trebuie să fie de aproape ca să tragă mai ușor în toată lumea. Varus mai la distanță ca să primească mai mult speed. Deci e... lejer? Aș putea zice. Iar cealaltă se bate tot cu mie, dar cu clona mea. O primul l-am scos, iar clona mea... O? Varus versus Ione? Câștigă Varus. Câștigă Ione. Era frumos dacă câștiga Varus, nu mai avem partajare. Dincă un match. Bardul e 2. Deci pe noi ar interesa să avem, evident, și noi bardul e 2. Cred că mergem după orn, dar avem bardul cu două critici, ceea ce e huge. Eram oricum mari până acum, dar băia de treabă i-am făcut și mai mari decât eram. Iar ce ne-ar mai interesa e să facem un Skarner de 3 la mișto, că nu mai avem ce face cu resursele pe care le avem. Dar, evident, luăm și ornul dacă ne pică, adică nu e problemă de război. Ok. Un mic schimb aici. Și ar trebui să fie perfect. În mod normal, bardul ar fi trebuit să-l punem lângă unitate. Să zicem, în loc de Israel, să-l punem lângă Varus. Ca să-și dea mai rapid ultimata, nu în 10 ani. Ca să facem ceva. N-am gândit-o până în capăt, că eram prea entuziasmat de faptul că mai avem un or de 2. Și evident de faptul că avem atâtea mari de win streak-uri și știm clar că nu prea are ce să ne facă. Ok, se pare că încă mai ține acest match, o să luăm Yasuo pentru că mă chem. Am văzut un Yasuo de 2 la băiatul meu și un pic de frică. Îl vine pe Yasuo aparent până la urmă. Facem și scanul de 3 pentru că e la îndemână. Adică îl mai ții, nu dai roluri pentru el, dar dacă îl poți face, pro să fii să nu-l faci odată ce ai level mare. Ok, și problema s-a adeverit. Cred că schimbul meu a fost foarte bad făcut, dacă stau să mă gândesc. De ce am făcut mutarea asta?
și Bardul rămas la fel. Dar e ok. Mamă, ultimată de Varus perfectă pe Yasuo. L-a prins în stun și l-a cam rupt. L-a rupt groaznic, nice. Și practic, noi care am fost pe ultimul loc, i-am îngropat pe toți. Cam ăsta ar fi primul tutorial. În teorie. Dacă am uitat ceva. Dacă se întâmplă, nu știu, să nu vă friziți destul. Dacă n-ați înțeles foarte multe, mă găsesc pe live în fiecare zi, în afară de duminică la ora 8. Vă aștept acolo, îmi puneți întrebări, eu vă răspund. Până la următorul tutorial, să nu uitați să dați like, share, subscribe și auzim data viitoare.